Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Continui să fii susținută de energiile vesele și pozitive ale vărsătorului și gemenilor. Ele creează noi relații, întâlniri și oportunități pentru tine. De asemenea, aceste energii te încurajează să faci schimbări minore în zonele în care s-a instalat plictisala. Luna aceasta este un moment grozav pentru a profita de șansa ce apare la îndemână dacă dorești să-ți ușurezi unele dintre restricțiile de netrecut, pentru a realiza acest mic miracol, nu fi radicală, chiar dacă ispită este mare. În schimb, acordeți posibilitatea de a alege compromisuri și de a face mici concesii. Luna aceasta te poți aștepta în continuare la unele dificultăți relaționale pe care le provoacă planetele aflate în Capricorn și Berbec. Rămâi calmă și fii atentă la pretenții, iar dorințele tale vor fi îndeplinite fără a perturba echilibrul la care ții cu atâta de multă drag. Dragoste, energiile emanate de planetele aflate în Berbec și Capricorn creează probleme de relație care îți împind dragostea în pragul ruperii. Din fericire, Energiile vărsătorului și gemenilor te vor ajuta să restabilești armonia emoțională. Sub influența lor inspiratoare, poți aduce puțină noutate rutinei tale, dând ideilor tale specificitate. Sfat, acum este momentul să-ți revendici drepturile, alegând stilul de viață potrivit pentru tine, asigurându-ți toate nevoile tale cele mai profunde și de bază în materie de relații sociale, sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, Marteș va continua călătoria prin casa nouă a horoscopului tău personal, care este responsabilă de studii și de călătorii. Este aici din august anul trecut și nu există modificări deosebite în acest domeniu. În ceea ce privește activitatea fizică, reprezentanții Zodiei se vor strădui să-și testeze propriile abilități, încercând să obțină cele mai bune rezultate posibile în sportul pe care îl practică. Poate fi sportul preferat cu pastele făinoase sau cu grătarul și bera, dar poate că unele dintre balanțe vor decide odată pentru totdeauna să scape de obiceiurile proaste sau să și schimbe radical dieta. Banii, până pe 11 februarie, Mercur va rămâne cu balanță în casa a patra, sectorul căminului și familiei. În această zonă, poți avea multe probleme. Cineva din balanță în această perioadă se va ocupa de problemele locative, este posibil să cumperi un imobil, să repari o casă, să achiziționezi mobilier sau să instalezi comunicații în casă. De exemplu, vei înlocui furnizorul de internet sau telefonie, sau vei cumpăra un calculator nou. Apoi Mercur se va muta în cea de-a cincea a horoscopului care este asociată cu distracția, creativitatea și creșterea copiilor. Balanța în a doua jumătate a lunii februarie își poate schimba brusc planurile pentru a face ceea ce îi place cu adevărat. De exemplu, poate pleca într-o călătorie sau, din potrivă, renunțe la o călătorie pentru a se întâlni cu o persoană dragă. Unii dintre reprezentanții semnului vor petrece mult timp cu copiilor, până pe 20 februarie. Venus va însoți balanța în cea de-a șasea casa horoscopului personal, care se ocupă de muncă și sănătate. Acum nu te poți aștepta la realizări globale, va trebui să pregătești o bază bună pentru ele, fă programări, sunăți clienții, distribuie responsabilitățile între subordonați, poate termin ceea ce a amânat în ultimul moment. Oamenii de afaceri vor fi ocupați cu eliberarea unor certificate și autorizații, Eliminând neajunsurile existente, în ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în al șaptelea câmp al horoscopului, care este responsabil pentru parteneriate. Fiind în acest domeniu, Venus favorizează viața personală și încheierea de acorduri de parteneriate de afaceri de succes. Va fi o mare greșeală din partea ta dacă acum te străduiești pentru leadership-ul și începi să-ți impui voința în fața celorlalți. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!